să vă mișcați foarte repede pentru că trebuie să ajung pe scenă la Balș. Domn diriginte, zici că e antrenor de fotbal cu clasa la excursie la Balș. Domnul primar din Domnești. Salut, șahalilor! Ce faceți? Nu știu, dragii mei, prietenași, dacă mă mai țineți minte, dar a trecut mai bine de o lună de când nu am postat. Am făcut challenge 30 de zile, nu postam pe YouTube. Se pare că am reușit challenge-ul. Voi vă dați seama că alții fac 30 de zile transformări de alea, cum ajung din graș slab sau din slab cu mușchi sau cum sunt productiv, cum își schimbă viața. Am făcut să nu postez pe YouTube, adevărat. So, băi! Tare, bine. Știți câte mesaje am primit luna asta? Că, bă, efectiv, de ce n-ai mai postat? Că când mâncam, mâncarea n-avea sens. Când mă uitam la tine, băi, cum să te uiți la mine când mănânci? Eu mai vorbesc de muci, de... Eu știu ce mai vorbesc, poftă bună, mai două băi. Ok, astăzi o să-l uită la niște chestii random. Nu știu cum o să intitulez videoclipul. Probabil o să găsesc eu, pentru că, da, nu am venit pregătit. Și ce v-am să vă zic? Bărbați, înainte să-i dăm drumul, vreau să vă spun că acest clip este sponsorizat de World of Tanks. Deci, șacalilor, pentru cine nu știe, World of Tanks este un joc de tip tactical shooter. Un joc de lupte de război în care controlezi tancuri celebre din istorie, iar scopul tău este să înfrângi echipa inamică. Bun, poți să-l joci în echipă cu tovarășii tăi, unde poți să alegi dintre 550 de tancuri importante din istorie pe hărți inspirate din locuri istorice de război. Atenție, intră pe linkul pe care l-am lăsat eu în descriere și primești gratis un starter pe care conține tancul englezesc Excelsior, 3 tancuri premium pentru primele 10 lupte, 250.000 de credite și 7 zile de premium account. Doar ăștia care vă faceți cont pe linkul din descriere primiți asta, da? Așa că hai, ia-ți toți prietenii tăi bărbați adevărați, folosiți linkul din descriere că aveți oferta aia bombă și dați-i bătaie. Bun, vai bacul și admiterea anul ăsta, deci nu ai timp de a agăța băbace cu mașina. Și aceasta chiar a fost într-un episod. Nu pot să cred. Anul bombardierilor. Anul bombardierilor. Nu. Cum chiar este într-un episod? Îmi dau lacrimi, mă jur. Bă, n-am mai răsit de o lună, bă. Bă, de o lună. Da, putem spune că cu primul clip TikTok este amuzant. Da, 1 din 10, da, another one. Câte culori are la hamburger 1000 de grame McDonald's? Culori. Nu-i de calorii. Hamburger 1000 de grame. Dă-te dracu, câte culori are. Atâtea culori are, mă, ce întrebare tu? Câte culori are la hamburger 1000 de grame McDonald's? Din 12 cuvinte au greșit 13. N-ai iertat niciun cuvânt. Eu chiar am crezut că scrie culori. Scria calorii. Cum o citim, mă, culori în loc de calorii, mă? E următor. Fiecare dintre voi trebuie să vă mișcați foarte repede pentru că trebuie să ajung pe scenă la Balș. Vă dau, este 7 fără un sfert, vă dau 20 de minute. În 20 de minute la cât suntem aici? La cât suntem aici, dacă vă mișcați cum trebuie, nu ar trebui să existe nicio problemă. Dacă vă veți îmbulzi și veți țipa și vă veți... Fiecare ce dintre voi trebuie să... Ce serios a fost. Domn diriginte, zici că e antrenor de fotbal. Și acum play. Să vă mișcați foarte repede pentru că trebuie să ajung pe scenă la Balș. Clar, pe bune, cum chiar sunt un antrenor. Bă, mergi cu profesorul în excursie și mă zice să mă întoarce în autobuz la fix. Care dintre voi trebuie să vă mișcați foarte repede pentru că trebuie să ajung pe scenă la Balș. Cu clasa în excursie la Balș. Domnul primar din Domnești. Următorul clip. Unde te duci acum, musculosule? La Buzău, să-mi bag c***a în curtob. Unde te duci acum, musculosule? La Buzău, să-mi bag c***a în curtob. Unde te duci acum? Știi cine se mai duce la Buzău? Mama mea. Următorul. Ah, îți dau și eu ciocanul meu. Preciu. Ce? Ah, îmi dau și eu ciocanul meu. Preciu. Ce? De ce o zis asta? De ce o zis asta, Dorian? Efectiv, femeia s-a uitat în gol. O încercat să zică, bă, nu s-a întâmplat asta. Gen, nu a zis nimic, știi? Și Dorian, după ce a realizat ce-o zis... Ciocanul meu. Preciu. Îți dau și eu ciocanul meu. Bam. Haideți, bă, că avem bătaie. Ma. Ma.
Wow. Mamă, s-a terminat și sunetul înainte. Haideți, bă, că avem bătaie. Haide cu bolțari în mână. Casele astea chiar nu înțelegi ce-ți fac cu albastru, gen, așa are și mamaia mea, știi? Nu zic că nu, așa are mamaia mea, gen, de-asta, așa, cu chirpici de-asta, dar vorbi cu vopsi cu albastru, nu înțeleg de ce se face asta. Dar, ca idei, haideți, bă, că avem mâncare. Clanul Mila lui Isus. Am auzit că nu mai vine, că nu poate să fugă cu șlapi. Și unde? Să dea Dumnezeu sănătate, să vă faceți bine. Vreți un semis? Na, este, sunt majori, mi-era dor să filmez. Mi-era legit, nu, na, mi-era prea dor să filmez, legit. Puteți să ziceți ce vreți voi, dar mie mi-era dor să... Nu neapărat cu TikTok, dar efectiv e foarte amuzant. Ori sunt eu foarte trist și n-am mai filmat de mult și sunt nerâs și nevorbit. Și alte neuri, sperăm că nu, așa. Dacă aveți clipuri de astea, unde și cu comentarii care par amuzante, trimiteți-mi-le pe Instagram acolo la Zniculeț să facem o serie. TikTok chiar este amuzant sau TikTok nu m-a dezamăgit și azi sau, mă rog, o chestie de aia. În următorul clip. Yeah. Romanians when this song comes on the party. Legit. De bune dacă nu se ridică toată lumea. Așa sunt zilele mele. Fraților, știți clipul ăla pe care l-am făcut eu de a ajuns viral pe TikTok? Ia uitați-vă aici. Cineva l-a animat. Bună ziua, aș vrea și eu o pâine, vă rog frumos. Ți-o dau dacă îmi spui cât e coțiunul de 30. Poftim? Zi, bă, teorema lui Tales, n-auzi? Doamnă, dar aș vrea să... Bă, tu n-auzi ce zic, ea reprezintă grafic funcția F într-un sistem de coordonate X, O, Y! Am vrut și eu pâine. Dar meriți, mă, pâine dacă nu știi matematică. Bună ziua, bună ziua. Bă, ce tare este. Este efectiv prea tare. Trebuie să-l știți, mă. Asta, fraților, 3 milioane de vizualizări. Să moară, mă, asta. Dacă făceam așa și pe YouTube. Doamne, Dumnezeu meu, ascult o leacă. Ascult o leacă rugile mele, Doamne. Să fac o leacă aceste vizualizări pe YouTube. Bună ziua. Bună ziua, aș vrea și eu o pâine, vă rog frumos. Da, ți-o dau dacă îmi spui cât e coțiunul de 30. Poftim? Zi, mă, teorema lui Tales, n-auzi? Doamnă, dar aș vrea să... Bă, tu n-auzi ce zic, ea reprezintă grafic funcția F într-un sistem de coordonate X, O, Y. Am vrut și eu pâine. Dar meriți, mă, pâine dacă nu știi matematică. Doamne, dar plătesc cu bani, dar să bani. Ce mă de aici, că nu-ți dau nicio pâine. Efectiv, prea ratat. Bă, dar what the... Fraților. Let's take a moment. Can we call this glow up? Like, for real? Like, guys, look at this motherfucker. What the fuck, guys? Salut, Messi, cum te pregătești pentru meciul de diseară? Quale eran las claves que vas a conseguir un resultado tan contundente? Cum? Doar în p***a de seară în un joc, adunare soare la bulevard la lăutari. Vă aștept alături de mine să-mi faci în lată. De ce se potrivește așa de bine? Vă să consigui un rezultat tan contundent. Doar în p***a de seară în un joc, adunare soare la bulevard la lăutari. Vă aștept alături de mine să-mi faci în lată. Pare că chiar e vocea lui cu accent de la pe bun. Balkan drunk people. Balcanicii noștri. Nu pot să cred. Frate, nu pot să cred, este atât de balcanic, pe bune dacă nu. Este așa românesc, balcanic, pe bune, frate, trei... Bă, dar câinii, frate, chiar nu i-o mușca, gen dansa, ești prost? Dar ce bine să simți câinile! Nu credea nimeni dacă nu filmau. Tu îți dai seama asta, poate era nervos aici, când îi se uita, zice, ăștia aici, ce să moși de vere, că nu, ăsta nu mușcă vere. Și să moși de vere, că e prietenaș cu noi ăsta. Dacă ia de mă vejole să dansă mă leac. Cata mă mai zic. Păi tare că-i lăzava să mă arăba asta dacă nu arăpe dans. La următorul clip. Efectiv ce tare arată acel cățel. O să explodezi? Ce? Ce? Bă, ca-n desene s-o întorsi amunță. A zis că explodează, bă. Ce tare ești acest cățel? Bă, efectiv să uita și... Efectiv să mai dat și capul așa pe spate. Ce tare ești acest cățel? Îmi doresc un cățel din inimă. Vreau și eu un cățel. Sunteți prima dată la vara? Nu, a doua. Și cum vă pare la noi? Super. Ce vă place cel mai mult la noi pe teritoriu? Totul. Teritoriu. Bună ziua. Dumneavoastră sunteți prima dată la noi pe teritoriu. Da. Cum vi se pare family zone-ul? Este bun pentru o familie?
Unde este acest teritoriu? Nu mă întrebați de culori. Sănătate cameramanului. Vara, vara, parc acvatic. What? Și, fratelor, Chișinău, Moldova. Și, și este și fata care ia interviu. Pe bune, pe bune. Fraților, cu păreri de rău, ca și mai fi stat, acesta este clipul de după o lună. În primul rând mă simt foarte ciudat să văd că am păr. Să mă stea în sus, nu mi-a stat păr în sus de atâta timp, da. Mulțumesc că m-ați urmărit până aici. Dacă cineva chiar a stat până aici, o să-i trimit portofelul meu. Să-mi scrieți pe Instagram, o să vă trimit portofelul meu. Are înăuntru permisul de conducere, carduri, buletin, carnet de student, că vrea când eram student, dar arată foarte bine portofelul. Și am și o scobitoare, bineînțeles, întotdeauna trebuie să ai scobitoare în portofel. Bum, mai apar o dată înainte să închid clipul, să vă zic să folosiți linkul din descriere, să vă downloadați Word of Thanks. Și să vă mai zic ca de fiecare dată, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat! Bum, bum!